Cifrele le folosim zilnic, fac parte din viața noastră și ele ne oferă foarte multe explicații pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră. Mulți oameni și-au dedicat întreaga viață acestora, iar Fibonacci a fost unul dintre ei. Acesta a fost unul dintre primii matematicieni care au adus cifrele arabe în Europa. Tot el a elaborat o serie de cifre ce îi poartă numele, șirul lui Fibonacci. De fapt, șirul lui Fibonacci este o secvență de numere în care fiecare număr se obține însumând cele două numere precedente din șir. Aceste secvențe pot fi întâlnite cu frecvență în viața noastră de zi cu zi. Spre exemplu, numărul petalelor florilor este egal de cele mai multe ori cu un număr care face parte din șirul lui Fibonacci. Astfel, florile pot avea 3 petale sau 5 petale sau 34 de petale sau 21 de petale și tot așa. Florile care nu au numărul de petale egal cu un număr al șirului Fibonacci sunt foarte rare și considerate speciale. Toți sunt sigur că vă întrebați ce au în comun melcii cu șirul lui Fibonacci. Urmăriți raționamentul mai departe. Luăm o serie de cuburi având laturi cu dimensiuni egale unui număr din șirul lui Fibonacci. Alăturăm aceste cuburi, apoi trasăm linii curbe asemenea la fiecare. La final, vom obține forma spiralei unei cochilii. După cum spuneau romanii, cu care suntem și noi perfect de acord, omul este norma tuturor. Să vedem dacă o să găsim secvența cifrelor Fibonacci și în corpul omenesc. Începem cu mâna care are 5 degete. Fiecare deget având 3 falange separate prin 2 închieturi. În medie, dimensiunile falangelor sunt 2 cm, 3 cm, 5 cm. În continuarea lor este un os al palmei care are în medie 8 cm. Dacă ați urmărit firul logic, atunci deja ați realizat că am obținut o veritabilă secvență Fibonacci. Fața umană este caracterizată din punct de vedere estetic prin câteva dimensiuni principale. Distanța dintre ochi, distanța dintre gură și ochi, distanța dintre nas și ochi și dimensiunea gurii. În știința esteticii se apreciază că fața este considerată cu atât mai plăcută ochiului, cu cât aceste dimensiuni respectă mai bine secvența lui Fibonacci.